Salut! Sunt Silviu și astăzi o să vă povestesc despre cum am încercat eu să cumpăr o mașină nouă, iar importatorul nu a vrut să mi-o vândă. Și când vă spun asta, mă simt un pic ca și cum aș fi fost, sincer, becale și m-aș fi dus cu o găleată, o geantă de bani la Ferrari și aș fi încercat să o cumpăr. Și ei au zis nu. Și o să vedeți că sună destul de absurd pe măsură ce vă povestesc. Toată povestea a început acum vreo 3 ani jumătate, prin vara lui 2016, când mașina de față de aici, un Meganul meu, a ajuns la 10 ani și 200.000 de kilometri și am zis, ok, e timpul să-mi cumpăr o mașină nouă. Să o schimb pentru că, na, 200.000 de kilometri și 10 ani. Cam asta este viața unei mașini în principiu. Pentru că mai cumpărasem în trecut mai multe mașini Dacia și Renault, am fost la un dealer Renault, mă orientasem spre un Renault Talisman 1.6 TCE de 200 de cai, cutie automată, cu toate opțiunile, o mașină cu adevărat full option, pentru că erau selectate toate, inclusiv sistem de sunet Bose, for control cu roțile din spate care virau, parcare automată și așa mai departe. Și am obținut și eu o reducere bunicică pentru că eram client fidel, am avut și o rablă, prețul final pentru versiunea, practic vârful de gamă al lui Renault, era undeva în jur de 30.000 de euro. Mi-a convenit și prețul și la jumatea lunii iulie am plătit și avansul acela de 5% pe care l-au solicitat. Bun, aștept, după aceea știam că în principiu durează undeva în jur de 3 săptămâni să primesc un VIN, adică Vehicle Identification Number, CNP-ul mașinii practic, și după aceea vreo 3 luni de zile ca să-mi vină mașina. Și aștept eu frumos 2-3 săptămâni, nu se întâmplă nimic. Îl mai sun pe dealer, pe consilier, nimic. Sun la vocea clientului, nimic, niciun răspuns, niciun VIN, nici o dată estimativă de livrare. După vreo lună de zile așa, am supărat, am scris un mail frumos în limba franceză și l-am trimis pe adresa carlos.gon@renault.com. Culmea, adresa exista, am primit și un răspuns în câteva ore de la secretara lui Carlos Ghosn, probabil. Pentru cine nu știe, Carlos Ghosn pe vremea aceea era CEO-ul întregului grup Renault, Nissan, Dacia, etc., ce mai au prin grup. Și a doua zi m-a sunat deja directorul comercial de vânzări sau ceva de genul acesta, nu mai știu exact, de la Renault România. Falcă în cer și una în pământ, aproape certându-mă cum mi-am premis eu să dau un mail în Franța, în loc să o rezolv în România, vă dați seama, omul era supărat pentru că probabil era și el în vacanță, fiind luna august, a primit un telefon din Franța, a fost poate și el un pic apostrofat, nu i-a convenit deloc și s-a gândit el că cea mai bună strategie este să sune clientul și să-l certe. Cum de și-a permis el așa ceva? Evident, a sunat mai mult ca să-mi arate cât de mult greșesc eu că încerc să cumpăr o mașină de la ei. Ceea ce mi s-a părut, pe lângă prima absurditate că încercam să cumpăr o mașină și ei nu voiau să mi-o vândă, a doua absurditate, asta în care el mă ceartă tocmai pentru că voiam să cumpăr o mașină de la ei. N-am putut să mă înțeleg cu el, evident. A zis că mă sună ziua următoare să-mi spună. Din nou, evident, nu m-a sunat ziua următoare, halal servicii de client. Și după încă vreo săptămână și ceva am primit un telefon de la consilierul de la dealer, care îmi spune că, domne, uitați care este problema. Și atunci am aflat de ce nu am putut eu să cumpăr mașina respectivă. Niște oameni, nu știu acum dacă se întâmplă doar la Renault România chestia asta sau și la alți importatori, asta nu am cum să vă zic. Dar, de exemplu, cum funcționează la Renault România? Niște oameni de vânzări, probabil mercenari, nu oameni pasionați de Renault, niște mercenari de multinațională, fac niște previziuni cât vor vinde ei pentru anul respectiv și stabilesc niște cote pe țară. Anul ăsta o să vindem X mașini pe benzină, Y mașini pe motorină din modelul ăsta.
Și ei la începutul anului trimit aceste estimări către fabrică. Și fabrica își face planul de producție pe anul respectiv. Ce s-a întâmplat de fapt? Cota pentru România, pentru modelul pe benzină, câte X mașini au selectat ei? Nu știu cât. S-au terminat. Deci pentru tot anul, cota era terminată, epuizată în luna iulie. Deci în jumătate de an ei au vândut tot ce au estimat că aveau de vânzat, de vândut pe anul întreg. Și mi-a spus, domne, știți, nu mai putem, așteptăm, poate se eliberează vreo cotă, poate mai primim, nu se știe. Dacă nu la anul și la anul, asta înseamnă că o dăm în fabricație în ianuarie și vine la dumneavoastră abia pe martie, aprilie. Deci urma să aștept după o mașină 10 luni de zile, aproape, ceea ce era oricum mult exagerat pentru un Renault, să fim serioși. Și știți, dacă vreți totuși, uitați, avem 82 de dieseluri pe stoc. Zic, dom'le, foarte bine că aveți, dar eu nu vreau tractor, eu vreau benzină și nu mă interesează. Ce mi s-a părut amuzant este că trendul acesta în care oamenii au început să renunțe la diesel și să-și ia mai mult benzine este deja vizibil de vreo 4-5 ani. N-a fost însă vizibil pentru cei care făceau previziuni la Renault acum 3 ani și n-a fost vizibil nici pentru cei de la Dacia care făceau previziuni acum, de exemplu, foarte curând, acum anul trecut. Pentru că atunci când am luat Loganul de 1.0, anul trecut, vreau un 0.9, n-a existat niciunul pe stoc și ăsta de 1.0 abia l-am găsit. În schimb, evident, existau sute de dieseluri pe stoc. Din nou, nici cei de la Dacia nu s-au prins de chestia asta și cred că și în ziua de azi tot în aceeași situație se află cu foarte multe mașini diesel pe stoc. Pentru că așa citesc ei piața. Asta este nivelul de competență la acel nivel. Bun. Și atunci am zis, domne, renunț, nu mai iau nicio mașină nouă, să stați voi liniștiți cu mașinile voastre, dacă nu vreți să vindeți, îmi pare rău. Mi-am vopsit mașina integral, mi-am dat jos tot interiorul din mașină, l-am spălat, am insonorizat toată mașina, uși, podea, bord, am schimbat sistemul de sunet, l-am upgradat și se aude oricum acum de 2-3 ori mai bine decât acel Bose de pe Talisman și am zis că o să țin mașina până când o să-mi iau direct și o să trec direct la o mașină electrică, eventual chiar Tesla 3. O să-mi iau Tesla 3 când o să-mi permit două Tesla 3, pentru că așa mi se pare normal, să-ți cumpere o mașină atunci când îți poți permite două, astfel încât să n-ajung în situația în care îmi iau o mașină și pe urmă mănânc iaurt cu pâine pentru că nu mai au rămas bani de altceva. Și în final, ce am văzut de fapt în ăștia 3 ani de când au trecut de la acest eveniment a fost faptul că mi-a cam trecut glotțul pe la urechi. Pentru că din ce am văzut pe forumul și în România și pe afară, modelul Talisman suferă destul de mult la nivel de fiabilitate. Mai ales la nivel de cutii, am văzut foarte mulți utilizatori care au schimbat una, două cutii, ambreiaje, problematică cutia la modelul ăsta, plus alte probleme de fiabilitate, adică unele foarte absurde, de genul să ți se rupă cotiera la o mașină nouă, așa ceva inadmisibil. Deci, într-un fel, tot răul a fost spre bine. Cam asta a fost povestea mea, dacă vă vine să credeți. Mie mi s-a părut absurd, parcă nici azi nu-mi vine să cred că am încercat să cumpăr o mașină și cineva nu a vrut să mi-o vândă. Absolut, absolut absurd. Dacă mai aveți și voi asemenea povești absurde, chiar sunt curios să le văd, puteți să le treceți în comentarii mai jos. Dacă nu, vă aștept pe data viitoare. Salut!